Bine ați venit pe canalul revistei Flawless, eu sunt Alexandra, iar voi sunteți la Poezie și Parfum. Astăzi vorbim despre un mini-haul parfumat cu 4 achiziții noi, dintre care 2 au fost primite, iar 2 le-am cumpărat chiar eu în perioada care tocmai s-a încheiat. Și o să fie un haul mic, foarte mic, dar foarte distractiv, pentru că toate aceste 4 parfumuri sunt foarte diferite și fiecare dintre ele a fost foarte, foarte dorit. Vă mărturisesc că am așteptat cu mare încântare să ajungă pe Dubai Collection, cu care am o afiliere, un brand nou, și anume Rogue Perfumes. Și asta pentru că în urmă cu ceva timp, cei de la Dubai Collection mi-au trimis o mostră, un ulei parfumat creat de cei de la Rogue Perfumes, pe care l-am testat și care mi-a plăcut foarte, foarte tare, și ulterior se vorbea să aducă și parfumurile din aceeași gamă, dar nu s-a mai întâmplat această bucurie și tot așa a trenat până când în sfârșit au ajuns și în România. Și vorbim despre o casă de dupes și de parfumuri originale care se numește Rogue Perfumes și care are mai multe arome inspirate de lansări celebre. Eu am aici Aurora Alexandria, care este o clonă a Alexandria 2 de la Xerjov, și care mie îmi place foarte mult. Alexandria 2 de la Xerjov este un parfum care mie îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult, mai ales pe pielea domnilor, mai mult decât pe pielea mea, dar mi-am dorit să-l port și eu ocazional. Având în vedere prețurile de la Xerjov, nu am considerat că această achiziție este una potrivită pentru mine. Și asta pentru că știu că nu l-aș purta suficient de des, chiar dacă este un parfum fabulos, un parfum foarte frumos, nu cred că l-aș purta suficient de des încât să merite achiziția. Și atunci eram în căutarea unei clone care să se potrivească și în același timp îmi doream să aibă un preț mai accesibil, dar să fie și de calitatea, să se apropie de calitatea oferită de Xerjov. Și Rogue Perfumes nu a dezamăgit la acest capitol. Am aici Aurora Alexandria, clona celor de la Rogue Perfumes, pentru Alexandria 2. Are o prezentare incredibil de frumoasă, foarte elegantă, neagră. E o cutie pe care eu am reușit să o stric când am desfăcut, eram foarte entuziasmată, când am desfăcut abțipildurile acelea de originalitate. Stă pe un pat negru parfumul. Prețul este unul destul de accesibil, la în jur de 200 de lei, și cu codul FLW05 la Dubai Collection vă puteți bucura și de o reducere. E un parfum care arată bine, sticla este frosted, mie îmi place foarte mult chestia asta, miroase de cum îl scoți din ambalaj. Cred că vă dați seama, doar privindu-mă pe mine, că sunt foarte, foarte încântată de achiziția asta. Notele de vârf sunt de lemn de palisandru, lavandă, scorțișoară, măr, notele de mijloc, trandafir, cedru, lăcrămioare și alte flori din asta de primăvară verzi. Se mai simt câteva, cel puțin la nasul meu. Iar în bază avem ud, lemn de santal, ambră, vanilie și mosc. E un parfum care la început pare masculin și pare, simte binișor udul. Nu vorbim aici de acel ud real, să spunem, de aroma aia foarte pregnantă, specifică parfumurilor orientale în exces, dar ea este prezentă, această notă. Deci dacă nu vă place udul, dacă nu vă plac aromele orientale, atunci nici originalul de la Xerjov și nici acesta nu ar trebui să se numere pe lista voastră de preferințe. Dacă vă plac, în schimb, parfumurile cu ud, cu accente fructate și cele care se dezvoltă, care creează o adevărată poveste, care încep într-un fel și termină într-un alt fel, dacă vă plac poveștile complexe, atunci Aurora Alexandria este pentru voi. Și pentru mine este. Asta pentru că parfumul debutează masculin și se închide cumva unisex. Este când oriental pur, când foarte fresh, lavanda aceea și mărul reușesc să-i dea o prospețime specifică parfumeriei franțuzești.
care se regăsește foarte bine și în acest Aurora Alexandria. Deci e exact ce căutam eu, o clonă apropiată de originalul de la Xerjoff, o clonă care are o poveste originală totuși, o clonă care are un preț mai bun decât original, mult mai bun decât originalul, dar care păstrează complexitatea poveștii originalului. Eu îl recomand din tot sufletul pe acesta. Și dacă primul parfum prezentat, cel de la Rogue Perfumes, a fost unul pe care o să-l împart cu siguranță cu domnii din viața mea și, în afară de soțul meu, tind să mai fac cadouri sau să fac schimburi cu alți pasionați din lumea asta frumoasă a parfumeriei. Cel de-al doilea este unul pe care o să-l păstrez doar pentru mine și pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult. El se numește Eternal Coffee și este de la Paris Corner, tot de pe Dubai Collection. Are un preț de 175 de lei și este absolut senzațional. Aici vorbim despre un parfum pe care mi l-am dorit sincer, abia așteptam noul haul de la Dubai Collection ca să pot să pun lăbuța pe el, pentru că vorbim despre un parfum cu cafea, dar care are o aromă de frappuccino caramelizat de la Starbucks cu accente de cocos. Și cei care mă cunosc știu că până acum câțiva ani eu detestam cu patos cocosul sub toate formele lui, chiar și în mâncare, probabil cu excepția bomboanelor Raffaello, dar acum am devenit ușor pasionată de această notă, mai ales dacă ea este pusă în parfumerie într-o compoziție interesantă, adică dacă este alăturată unor accente sărate sau gurmande, dar nu neapărat doar vanilate sau dacă este adăugată cafelei, de exemplu. Și acesta este cazul Eternal Coffee. Eternal Coffee are note de cafea, lapte și caramel, de nucă de cocos și heliotrop, iar în bază găsim mosc, zahăr și boabe tonka. Ce se simte la început este o aromă de bomboane cu cafea. Acele bomboane Solano, dacă vi le aduceți aminte, dacă ați mâncat, bomboane cu caramel și cafea, coffee break, cred că se mai numesc unele dintre ele, sau de băutură de la Starbucks, absolut delicioasă, cu multă frișcă, cu pudrată, cu cocos și cu puțină cafea. Cafeaua este ingredientul principal, nu mă înțelegeți greșit. Ea se simte foarte, foarte bine. N-am cuvinte să vă spun cât de delicios este acest parfum. E efectiv sublim. Are o prezentare foarte frumoasă. O să încerc să vă arăt la cameră cât de drăguț este, cât de drăguț este sticla. E maro, bineînțeles că e doar Eternal Coffee. Și este absolut delicios. Este genul de parfum gurmand, cum rar găsești. E într-adevăr original. Am și de la Theodoros Kalotinis, sublima lui cafea. Am testat și Acro, am testat și multe alte cafele. Bineînțeles, Opium, care, din punctul meu de vedere, pe pielea mea și pentru mine, nu este un parfum potrivit. Dar am aici Eternal Coffee, care reușește să fie un parfum cu cafea original, complet diferit de tot ce ați testat până acum, pentru că este o cafea dulce, o băutură dulce cu cafea, o prăjitură dulce cu cafea, în care se simte foarte bine accentul de cocos. Iar la final, rezistă excepțional de mult pe piele. Undeva la 10 ore, cred că l-am purtat și încă îl simțeam la un singur puf dat. Deci e ceva, are niște performanțe incredibile pentru prețul lui și pentru tipul ăsta de aromă. Dar dincolo de asta, la final rămâne cocosul, nu cafeaua. Cafeaua durează binișor multe ore, dar la final se simte accentele de musc, de cocos și de vanilie. E un parfum delicios, este un gurman din toate punctele de vedere, este ideal pentru persoanele care tolerează parfumurile dulci și doar pentru acelea, dar eu zic că merită testat, mai ales dacă folosești și codul meu FLW05 pe Dubai Collection, are un preț incredibil de bun pentru calitatea lui. Iubesc cafeaua lui Theodoros Kalotinis,
Dar iubesc și Eternal Coffee și să știți că nu mă supăr deloc că le am pe amândouă. Sunt o mare iubitoare de cafea și atunci și parfumurile cu cafea nu strică să am cât mai multe. Iar acesta este absolut divin. Dacă primele două parfumuri au fost parfumuri primite de la Dubai Collection și îmi place să spun acest lucru pentru transparență, chiar dacă ele ambele îmi plac foarte mult, cel de-al treilea parfum este unul pe care l-am achiziționat singură. El se numește 21 sau 21 de la Costume Național. E un brand care mie îmi place foarte, foarte mult pentru că este un brand de nișă cu parfumuri cu niște arome absolut originale, cu prețuri foarte bune, iar eu pe acesta l-am cumpărat de la IQ sau ICO, o să vă las mai jos un link. Cu doar 204 lei, dacă nu mă înșel, sau pe acolo, în orice caz. Este varianta de, cred că 30 de mililitri sau 50 de mililitri, 50 de mililitri, deci suficient. Și este un parfum divin, original și greu de explicat cuiva cum miroase exact acest parfum. Vreau să vă arăt că sticla arată ca un tester, ea nu este un tester, este chiar așa arată ambalajul parfumului, nu are dop, are o mică chestiuță care se scoate. Mie îmi place prezentarea asta minimalistă, întotdeauna prefer variantele astea, mă deranjează în general parfumurile, sticlele prea ornamentate, dar aceasta este pe placul meu. Iar mirosul este unul complex, greu de reprodus și foarte un miros care îți creează confort. În vârf găsim lapte, ambră, șofran, cashmere, floare de portocal. La mijloc avem niște note foarte interesante, care eu vă mărturisesc sincer, nu credeam să-mi placă vreodată. Adică chimion, piper pe care îl tolerez foarte greu uneori, labdanum, lichen, bergamotă, iar în bază avem patchouli, iar o notă cu care uneori mă înțeleg excepțional și pe care alteori nu o tolerez, vanilie, tonka, salvie, mosc, cedru și vetiver. Dar deși notele astea complexe v-ar putea crea o anumită idee despre parfum, trebuie să vă spun că ideea aceea probabil nu va fi cea care dă mirosul acestui parfum. Nota lactonică este foarte bine nuanțată în acest 21. Se simte foarte bine, miroase foarte diferit în aer, pe hârtie și pe piele. Iar pe piele creează acea senzație de pullover gros, purtat în mijloc de toamnă, când bei o băutură caldă cu ceva lapte în ea, poate un ceai latte sau ceva de genul ăsta. E o aromă care reușește să reunească accente orientale, ambră, condimente, șofranul acela care se simte, cu accente lactonice, cu accente calde și este un parfum care e recomandabil în sezonul rece, mai ales toamna și la începutul iernii, cred că va fi extraordinar pe piele. Singurul mod în care v-aș putea descrie foarte bine acest parfum este că el miroase a comfort scent, adică a parfum de confort. Se poartă confortabil pe piele, eu l-am purtat într-un moment foarte dificil pentru mine, într-un moment dificil pentru familie și am primit foarte multe complimente, mi s-a spus că miros foarte bine și am adus zâmbetul pe buzele unor oameni care erau foarte triști într-un moment foarte greu. De aceea cred că acest parfum este un comfort scent, dă senzația aia de confort, de casă, de cald și de bine. Și îl recomand din tot sufletul, recomand și brandul în sine. Aflați mai multe despre Costume Național pentru că da, merită. Și ultimul, dar nu cel din urmă, am păstrat preferatul meu pentru final. Și aici vorbim despre un parfum de la Cartusia. Cartusia este un brand, alt brand foarte puțin cunoscut în România, pe care eu îl ador, la fel ca și Costume Național. El produce niște parfumuri de calitate, la prețuri nu atât de mari,
vorbim aici despre nișă adevărată, dar nu neapărat extrem de inaccesibilă. Și vorbim în cazul la mare despre o prezentare de excepție. Este atât de frumoasă prezentarea și așa de frumos a venit ambalat, încât mi-e greu să vă spun ce bucurie am simțit când am deschis acest ambalaj. Am vrut să vi-l arăt, eu îl folosesc foarte des în ultima perioadă, așa că de multe ori el nu stă în cutie. Arată cam așa. Are o sticlă superbă. Și vorbim aici despre un parfum care seamănă un pic și el cu Acqua di Sale, dar este o variantă mai temperată a lui Acqua di Sale, mai ușor de purtat. Din punctul meu de vedere, mai potrivită pentru mine și în general pe pielea doamnelor, cred că acesta se potrivește mai bine. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că vorbim aici de un parfum cu multă sare, cu multe accente marine, care pentru multe doamne ar putea părea masculin. El este unisex din punctul meu de vedere, dar nu este în niciun caz un parfum tipic feminin. Chiar dacă nu este la fel de abraziv ca Acqua di Sale și nici nu are performanțele atât de bune ca acesta, din punctul meu de vedere este un parfum ideal vara și un parfum care amintește de mare. Eu îl port în continuare și toamna pentru că îmi place foarte mult aroma asta marină, dar cu siguranță el este cel mai potrivit în sezonul cald, în sezonul estival, pe malul mării și așa mai departe, sau imediat după ce ne întoarcem din vacanță. Notele de vârf sunt de sare, rozmarin și bergamotă, notele de mijloc apă de mare, mentă. În bază avem musc, cedru, cred, lemn de guaiac, patchouli. În fine, ideea parfumului este una apropiată de Acqua di Sale sau ceva între Acqua di Sale și o limonadă cu mentă. Nu este suficient de citric pentru a fi o limonadă adevărată, este însă suficient de marin ca să evoce marea în toată splendoarea ei. Iar pe mine acest parfum mă duce cu gândul la Mediterană, mă duce cu gândul la apa sărată de pe maluri unei insule din Grecia sau poate din Italia, unde niște pini, niște rozmarini, niște ierburi din astea specific mediteranene sunt undeva departe și își transmit aroma până la plajă și se împletesc aromele astea de accentele astea aromatice cu accentele marine. E un parfum absolut superb, mă bucur enorm că-l am. A fost 399 de lei, dacă nu mă înșel. L-am comandat de la Blue Gifts, pe care îi recomand cu căldură. Deși, iarăși, nu am nicio afiliere, nu, e pur și simplu experiență de shopping, o experiență de cumpărare foarte plăcută pe care am avut-o. Mi-a plăcut că a venit ambalat frumos, mi-a plăcut grija cu care am purtat discuțiile cu ei. Mi-a plăcut totul. A fost o experiență bună și prețul este unul la fel bun, iar parfumul ăsta este cu adevărat excepțional. Vi recomand și pe acesta din toată inima, eu o să-l port cu siguranță și toamna, deși nu mai este neapărat sezonul potrivit pentru el. O să-l port pentru că îmi place foarte, foarte tare, chiar un pic mai mult decât Acqua di Sale, chiar dacă nu are performanțele acestuia. Rezistă pe piele undeva la 5-6 ore, poate 7, pe țesături mai mult, dar nu are performanțe în niciun caz de bombă, cum e cazul Acqua di Sale. Însă pe mine acest lucru nu mă deranjează, ba din contră. Asta pentru că, în general, am probleme cu parfumurile sărate și cu accente marine și după o vreme, mai ales dacă ele conțin și alge, dacă au aroma aceea de alge, îmi devin greu de tolerat. Chiar dacă îmi plac la începutul zilei, pe la finalul zilei mi se pare obositor să miros amare. Și atunci, amare, din punctul ăsta de vedere, e foarte potrivit pentru că pot să-l dozez mai bine și nu trebuie să fac 5 dușuri pentru a scăpa de el, cum este cazul Acqua di Sale. În plus, are și un preț mult mai convenabil, are o sticlă, din punctul meu de vedere, senzațională, mult mai frumoasă și accentele lui sunt mai apropiate de cum ar trebui să fie un unisex.
Vă recomand să-l testați, vă recomand să descoperiți acest brand Cartusia, pentru că au parfumuri de nișă, la prețuri convenabile, într-adevăr, ele sunt apropiate de spiritul italian, din punctul meu de vedere, sunt și decorative, aromele sunt unice și se apropie foarte mult de ce înseamnă pentru mine Italia. De aceea, Cartusia Amare este unul din parfumurile mele preferate în momentul ăsta din întreaga colecție, la fel ca și celelalte trei prezentate înainte. Deci, deși a fost un haul foarte mic și mai urmează doar recomandarea de lectură, trebuie să vă spun că acest haul a inclus niște parfumuri care mie îmi plac foarte, foarte tare și pe care le recomand spre testare fără nici cea mai mică urmă de îndoială. Recomandarea de lectură de astăzi o să fie una care sper să fie pe placul vostru și să leagă de niște amintiri din copilăria mea și din adolescența mea, în care Ernest Hemingway era considerat un scriitor pentru bărbați sau pentru băieți, să zicem. În momentul în care studiam literatura la școală, de multe ori auzeam asocierea asta dintre Hemingway și masculinitate, iar și cumva era indusă ideea asta că fetele sau femeile nu pot citi cu plăcere Hemingway. Ernest Hemingway este unul din scriitorii mei preferați, iubesc aproape tot ce a scris și în momentul ăsta citesc Fiesta de Ernest Hemingway. Nu am cuvinte să vă spun cât de sensibil este Ernest Hemingway ca scriitor și de ce eu consider că ar trebui citit în egală măsură de femei și de bărbați. Cred că avem aceeași plăcere în a-l citi pe Hemingway, contrar a ce ni se spune la școală sau a ce se induce în media. Ernest Hemingway este unul din scriitorii de căpătâi pentru orice cititor adevărat, iar eu cred că Fiesta, la fel ca Bătrânul și Marea și la fel ca multe alte opere ale lui Hemingway, merită să fie citite de toată lumea. Vă încurajez să-l descoperiți pe Hemingway în toată splendoarea lui. Se asociază foarte bine cu un parfum marin, așa cum este Amare, cu un parfum creat cu o sensibilitate anume și cred că de asta am considerat că Fiesta este o lectură potrivită pentru a încheia acest video. Sper să-l descoperiți cu plăcere și voi, sper să descoperiți cu aceeași plăcere și Amare și restul parfumurilor prezentate astăzi. Vă las și sper să aveți o zi foarte, foarte bună!